Serile cultural-duhovnicești în parohia bucureșteană Mărcuța continuă cu o nouă conferință în data de 29 septembrie. Tema întâlnirii va fi Sfinți și mărturisitori în temnițele comuniste. Seara duhovnicească organizată pe 29 septembrie se desfășoară sub genericul Sfinți și mărturisitori ai temnițelor comuniste. Se adresează tuturor credincioșilor, indiferent de vârstă, pregătire profesională sau stare socială. Celor obișnuiți cu o viață comodă le oferă prilejul de a medita la suferință, la cruce. În aceste zile am prăjuit cinstirea Sfintei Cruci și am constatat că nimic nu se poate obține fără efort și jertfă. Este tendința omului contemporan, spune Paisie Aghioritu, de a obține totul fără jertfă. La eveniment sunt invitați istorici, scriitori, dar și credincioșii din capitală. Vom vorbi despre temnița Iudului, despre temnița Piteștiului, despre toate temnițele în care s-a mărturisit Hristos, în care au fost preoți mărturisitori, în care au fost mari duhovnici închiși sau simpli oameni care doar l-au mărturisit pe Hristos în temniță. Vom vorbi despre Nicolae Steinhardt, despre felul cum a cunoscut dânsul credința ortodoxă, despre cum s-a botezat. Vom vorbi despre mitropolitul Ardealului, Bartolomeu, cum a intrat cu lanțuri la mâini și la picioare în temnița Iudului, iar peste ani de zile a intrat în calitate de arhiereu, sfințind capela ce este în mijlocul temniței Iudului. În cadrul întâlnirii va concerta și grupul psaltic Anastasis al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului. Evenimentul se va desfășura în curtea locașului de cult situat pe strada Biserica Mărcuța numărul 8, sector 2.